Dobra. Unde s-a dus asta? Înainte ca video să înceapă, fii sigur că ești abonat la canal și ai clopoțelul activat. Apasă pe like și hai să trecem la video. Bine v-am găsit la Impro Football, Ciprian Stoica aici alături de voi. Roni a venit aici să facem un video special, am pregătit niște probe pentru el. Și pentru că execută loviturile libere foarte bine, am o surpriză, dar o să vedeți în continuare despre ce este vorba. Aveți și contul lui de Instagram aici mai jos, duceți-vă acolo și urmăriți și pe el. Așa că nu mai stăm, Roni, mergem la prima probă, da? Ha! Ești pregătit, Roni? Bun, îl avem și pe Remus în poartă acolo. Ne salută și el. Hai să începem și revenim după aia. Da, avem și zidul pregătit și pentru că el execută mai bine, i-am pus acolo, după cum vedeți, și o plasă target și poate să dea gol doar stânga sus, dreapta sus și jos, da? În dreapta și în stânga. Hai, Roni, să începem. Okay. Bun, avem 9 minți la dispoziție și o să vedem din nou câte intră unde trebuie. Găsesc și eu unghiul bun. Perfect. Bun! Avem un șut, un gol. Bun, Roni. A intrat pe lângă plasă. Se pune. A fost lângă bară, merge. Lângă, da. Merge și asta. Pleacă înainte. Din păcate eu nu pot să-l ajut pe Roni la proba asta. Am mâna asta încă în orteză, dar mai facem și alte video. Bun. Bun. Bravo, bun. Hai că și motorul ai. Da, da. Stai și tu, că tu vezi până zidul ăla, că te mai în stânga. Asta e fix pe mijlocul cortei, că dacă dau fără o iasă fără asta, că te dau prea. Ohoho! Ohoho! Unde s-a dus asta? Bun! Bună și jos! S-a auzit. Nu știu dacă s-a auzit, dar a și spus că o să plece acolo și a dat-o pe colțul lung. De final frumos și mergem la următoarea probă, Roni. A, frumos acolo la Paianjen, a deranjat acolo am puțin. Am și zis cum bătă Roni. Ce probă i-am pregătit lui Roni acum. Avem 5 mici la dispoziție aici. Ține mingea pe picior, o dă sus și trebuie să oprească mingea dintr-o atingere să se oprească cât mai aproape de punctul de 11 metri, da? După aceea o să dau și eu și vedem exact unde a fost cel mai aproape, ok? Ha, stai puțin așa să pun camera pe tine. Bun. Mamă, cât de aproape. Deci cât de aproape. Trebuie să punem ceva aici, un semn.
Hai să vedem dacă poți să o pui pe cer. Asta e așa, nu adu aia, trebuie să aducem un semn. Punem un semn aici, hai, da? Hai, ți-a dat spate, dar nu vede. Tot aia e mai bun. Da, de acum și gata. Mergi. Bun, deci tot nu mai aproape ca aia. Dacă nu, dacă nu e mai aproape ca aia, nu mutăm. Da, de preluare sunt bun. Ai, rog. Și ultima? Da, ultima. Ia, vezi, nu, să nu știi că se duce asta mai aproape. Bun. Deci nu-i mai aproape ca aia, da? Bun. Hai. Deci eu trebuie să dau să fie mai aproape, da? Să o preiau să fie mai aproape decât la Roni aici. Dacă nu e, asta e. Se apropie. Mai avem încă două. Ne-am apropiat, da? Asta e. Am tras vârful spre mine. Patru, ultima. Hai, și ultima acum, Roni. Asta e. Oh, e clar mai departe. Bun. A câștigat Roni la proba asta. Și mai avem ultima probă, să vedem în poarta mică cine o să dea de la jumătate, da? Mergem, Roni, la ultima probă? Ha! Stai așa, ia stai să vedem dacă se vede de aici. Se vede. Opa! Ai văzut-o? Da, pe asta am văzut-o, am și filmat-o. Și nu se pune? Nu se pune, îmi pare rău. N-ai așteptat, vezi? Ia stai să văd dacă am prins. L-am lucrat puțin pe Roni acum, o să particip și eu la proba asta. A dat din prima, dar nu se pune, că nu numărasem înainte, adică mă înțelegeți voi, da? O fură. Nu, nu. Avem acum, avem un fel următor, să dăm în poarta mică, avem obligatea de la 3 distanțe, avem de la 11 metri, cine reușește să dea primul aici, facem obligatea. Aici, la fel, la 16 metri și la semicercul de 16 metri. Roni, hai să facem pe flotări, eu momentan nu pot să fac flotări, el o să facă 20 de flotări dacă câștig eu și eu o să fac 20 de abdomene, dacă câștigă el, da? Uite, Roni, dai tu primul. Hai, încep tu. Aoleu, m-a luat să inima, a zis. A zis că mă obligă din prima. Hai și noroc, hai noroc. Aoleu. Ai emoții? Nu, nu, că am mai făcut proba asta eu. Da, am și pus-o. Aoleu. Ia vezi, Roni. Pe dreapta, pe dreapta, n-am avut să mai fac pe dreapta. Hai că mai avem minge aici. Bă, dacă intră asta... No. Vezi că mai sunt minge aici, Roni. Așa. N-am luat efectul. N-am vrut să ia efectul. Haide, mă! Direcția acolo, rău. Ha! Uite, pe asta, așa, încet. Nu! Da, da. E greu de tot ce-am dat. Da, imaginează-te la jumătate când am stat eu să dau. Ce ai dat? Da. Cât ai dat? Cu stângul am dat. Ai stat jumătate. Bă, depinde, uite, odată am dat de, într-o oră și odată am dat în 3 ore. Cred așa ceva. Lasă-mă, Roni, uite că... Să șeful pară. Aaaa, prea ușor, prea ușor, trebuie să dăm mai tare. Trebuie să mă dau și din cadru până la urmă, că voi nu ați văzut nimic. Mamă, ne-a obligat!
Le-a obligat de la 11 metri. Hai. Bun. Puteți și scoateți mingea de acolo. Că trebuie să dau. Aoleo, până și poarta dreaptă, dar să nu faci o manevră. Așa, pune poarta dreaptă. Mara. Trebuie să dăm gol acum. Deci, să vedem dacă, neapărat. Dacă le zici la presiune. Ne concentrăm. Bun, avem 20 de abdomene de făcut. Ne băgăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bun. Hai că până la sfârșitul zilei faci pot. Oh, haide că băgăm. Nu-i problema, fac abdomenele pe ziua de astăzi. 200 de abdomene fiecare zi cel puțin să faceți, da? Aici e mai frumos. Dacă dau din prima... Dacă dai din prima, se pune acum, na, că n-am ce să zic. Hai să vedem. Na. Ce de parte. Da, da. Ce de parte am dat. Ia vezi. Ia vezi. Uite, mă întorc frumos. Hai, de ce n-am mai fost? N-am mai luat-o în dreapta. Doamne. Tot la o parte? De parte, rău de tot. Așa, se dă și la o parte ca să vadă. Da. Dă un pic, bă, dacă nu dau un pic, nu mai... Acum dă fratele vostru, le obligăm frumos să facă și el niște flotări. Ia vezi dronul, bă. Haide! Am avut emoții, zic eu. Haide! Deci o să dai pe punctul ăla să muște puțin în stânga. Pe punctul de 11 metri, să muște puțin. Dacă e de așa. I-am zis și cel... Oh! E obligat. Mamă, iar. Deci astăzi îmi fac abdomenele aici, la teren, se pare. Ne-a obligat Roni iarăși. Asta este. Deci precizia lui este foarte bună, cum aș și așteptam de fapt. Mulțumesc pentru sfat. Dar... Trebuie să ne revenim și noi. Trebuie să intre înăuntru. Deja dau drumul la flot, la abdomen. Hai să dăm drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foarte bine. Mergem acum mai departe. Și la ultima, trebuie să facă și el. Neapărat trebuie să facă și el. Nu plec de aici până la ora jumate. Sigur? Bun. Uuuu! Cum era? Asta se pare că nu prea ne intră, da? Trebuie să ne revenim măcar la ultima. Da, am dat-o. Numai așa am dat. Mai întreabă. Iar ai dat alea, mă? Mamă, am crezut că iar a dat-o de aia. Dacă n-a dat, a dat niște de-astea cu efecte. Băi, dreapta sau e strâmbă? Da. Vă sigur? Da, da, da. Eu de aici am fost strâmbă. Nu, e strâmbă, pătăși. Era bună ca de aia. Da. Nu stiu cum sa dau si eu cu stiu. Daca dai cu stiu, fac dublu. Ia si bagă. Haide! No! Hai sa fac foarte. Frumoasa. Pentru ca e pantă si de-aia. Panta e spre stângă. Cum ar veni? Da, mult. Stau! Sau? Nu cred așa ceva. Sau? Deci nu cred așa ceva. Așa?
Așa lovitură, deci nu crezi să iau bătaie la toate? Doamne, cum a intrat. Deci mai dăm o dată cu stângul, că cu dreptul astăzi n-a fost. Hai să facem amândoi. Stai acolo și eu. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Mergi la jumate? La jumate trebuie să încercăm. Mergi la jumate, că vrea și Roni să încercăm de la jumate. În mod normal, era până aici la 16 metri, dar încercăm și de la jumătate, da? Noi am mai făcut, mergem să vedem dacă dăm și cu Roni acum. Să dau pe undeva până la 16 metri. Da. Dai puțin să văd dacă merge, că dacă o dai și nu merge, e mai nasul. Îți spune, eu am dat și nu mergea. Și n-a fost bine. Hai, Roni. Dă-i tu primul. Cum a trebuit de aici? Fii mai la. Bună! Nu era. Să știi că e fii atât că e de greu. Este! Bagă Roni flotările! Bună! Nu era, nu știu că e atât de greu. Flotările, da? Băgăm așa din prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bun! Ne-am revanșat dronii cu asta, ne-a dat unii 3. Dar acum, stai puțin. Scuze, eu l-am băgat la flotări, a făcut flotările dinainte, dar trebuie să dai gol, dai puțin, că e obligatea. Da. Da? A, da, chiar. Eu l-am pus la flotări dinainte, dar dacă dă el, trebuie să fac eu 100 de abdomene, faci da? Faci dublu. Da, stai să mă o să scot picia din poartă. Acum, dacă n-ai dat, aia au fost flotările făcute deja. Da, bă, dacă intră asta, da, fac 200. I-am dat prea puțin efect. Bun, deci n-am făcut Roni flotările degeaba. Așa, ia încearcă drept, să-i dai și tu drept. Bă, vezi că nu-i la ta, putea să cutească, fii atent. Fii atent. Ăla-i, bă! Așa, să vin cu camera frumos. Să se vadă și minge acolo. Ți-am zis, bă? Să nu fie trecută de linie. Vezi? Bun. Ba da, mă, a trecut. Bun. Foarte tare. Ce vreau să faceți în comentarii, vino cu aceronii, să votați care a fost cea mai grea probă. Ori a fost aia cu preluarea, ori a fost asta. Și vedem acum câte comentarii strângem acolo. Da, votați acolo Ronaldo sau Impro Football. Votați acolo să avem cât mai multe comentarii. Să spuneți voi cine credeți că a câștigat, da? Avem acolo 15.000 de like-uri pentru Roni. Să le facem, apăsați butonul de like și o să revenim cu noi video pentru voi. Nu uitați, aveți Instagramul lui Roni aici mai jos. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să dați share mai departe. Așa că, până data viitoare, important este să Roni să exerseze, nu? Normal. Bun, te salut și mulțumesc pentru că ai venit. Ha!